În cazul tinerei înjunghiate din comuna Breznița, Motru, județul Mehedinți, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, împreună cu mama agresorului, au decis ca pentru o scurtă perioadă de timp minorul să rămână în grija bunicii. Tânăra plecase la muncă în străinătate, lăsând copilul în grija tatălui acestuia. Pe data de 16 februarie, o tânără în vârstă de 22 de ani a fost înjunghiată de propriul concubin. Aceasta a fost agresată cu un obiect ascuțit, suferind răni grave. Femeia a fost transportată la spitalul de urgență din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. În urma verificărilor făcute de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, minorul familiei a rămas în grija bunicii. Am avut o solicitare din partea IPJ Mehedinți de a verifica posibilitatea de a instituționaliza băiețelul de un an și patru luni. Din fericire, am putea spune, bunica băiețelului și-a exprimat dorința de a se ocupa de el până la momentul în care vom vedea cum evoluează și starea de sănătate a victimei. Noi am făcut toate demersurile necesare în acest sens. S-a deplasat și o echipă de la DGASPC pentru a verifica dacă există condiții de locuit, dacă bunica se poate îngriji. Primăria din Breznița, Motru, împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, au pornit o anchetă socială pentru a se asigura de condițiile creșterii copilului de numai un an și patru luni. Cei de la Primăria Breznița, Motru, de asemenea, ne-au trimis o anchetă socială, din care rezultă faptul că, într-adevăr, bunica se poate ocupa de respectivul băiețel până la momentul în care vom vedea, cum ziceam, cum evoluează starea de sănătate a mamei. În orice caz, situația rămâne sub observația noastră. Primăria Breznița-Motru are obligația să monitorizeze situația nou-născutului și situația, să analizeze și să verifice tot contextul familial. În momentul în care vom constata dacă se va întâmpla acest lucru, cea mai mică sincopă, nu vom avea altă măsură de impus decât să instituționalizăm respectivul copil. În urma celor întâmplate, acest caz rămâne sub atenția primăriei din Breznița-Motru, dar și a celor de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.